Ați văzut prezentarea care a fost făcută astăzi de echipa de arhitecți care a câștigat licitația privind derularea acestui contract, parte de proiectare, de dezabilitate și alte detalii tehnice și urbanistice. Este un proiect bun și important pentru municipiul Brașov, se integrează foarte bine în zonă. Avem acolo și altă infrastructură de sport și școlară astăzi, care funcționează, dar care, din păcate, este într-o stare degradată, foarte accentuată, cu Clubul Sportiv Școala Brașovia. De asemenea, mai există un amplasament al Universității Transilvania, care se încadrează perfect în zonă și va avea tot o funcțiune sportivă. Obiectivul în sine, cred că trebuie să fie luat în calcul ca și arealul la care ne raportăm, pentru că, dincolo de sala polivalentă Dumnezeu, avem o suprafață foarte mare care poate să fie folosită pentru activități de agrement, de sport, de activități de timp liber. Parcările care sunt în zonă proiectate și prevăzute a se executa la fel vin într-o completare foarte bună a acestui obiectiv, care răspunde unor necesități la nivel nu numai local, ci și național, pentru că în România acest tip de infrastructură este foarte necesar, foarte util și la Brașov se ajunge foarte ușor din toate colțurile țării, așa că suntem foarte interesați să ne grăbim cu acest proiect pentru ca să prindem competiții internaționale care se poată să fie organizate aici la Brașov. Suntem într-o fază bună, foaia de parcurs care a fost prezentată și ea are răspunde acestor necesități ca și termene la care ne-a raportat și o să vă prezentăm de fiecare dată pașii pe care îi facem din acest punct de vedere al derulării contractului.